Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Suntem la Gorjul în direct. Alături de mine în studio sunt domnul Liviu Cotoșman din partea Partidului Național Liberal, primar la Roșia de Amaradia. Bună ziua, bine ați venit, domnule Cotoșman. Săruna, mulțumesc pentru invitație și, bineînțeles, salutăm ascultătorii, telespectatorii dumneavoastră, dacă preluați. Sigur, suntem în direct și pe TV Sud. Ne bucurăm și de prezența domnului Aurel Slapciu din partea Partidului Mișcarea Populară. Bună ziua, bine ați venit, domnule Slapciu. Mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră amândurora. Aș vrea să începem cu dumneavoastră, domnule Cotoșman, să-mi spuneți și mie ce părere aveți despre faptul că, iată, în sfârșit Partidul Național Liberal are conducere unică. Dan Vâlceanu a fost desemnat ieri de conducerea centrală a Partidului Național Liberal, președinte la PNL Gorj, iar domnul Barbu prim-vicepreședinte. Da, dacă ne întoarcem un pic în timp și urmăriți declarațiile mele undeva prin noiembrie-decembrie, spuneam același lucru, că în viitor apropiat, și spuneam la vremea respectivă, fie până în alegerile locale, dacă nu imediat după alegerile locale, la nivelul județului Gorj și nu numai, cred că va fi o directivă generală a Partidului Național Liberal, în ideea de a avea președinți unici, s-a întâmplat și acest lucru la Gorj și o numire anticipată, zic eu, cea mai bună variantă. Nu zic că nu o să facă echipă bună în continuare, chiar dacă unul e președinte, celălalt prim-vicepreședinte, cu siguranță așa va fi și până acum. Pregătim alegerile parlamentare și sperăm să facem una din cele mai frumoase figuri vis-a-vis de rezultatele pe care, bineînțeles, că le anticipăm să fie unele pozitive. Dumneavoastră considerați că cei doi au făcut calculele în PNL să meargă bine până acum? Adică a fost ok cu doi la conducere? Scot în evidență că la momentul respectiv nici nu se putea altă conducere decât în doi, pentru că era vorba de fostele formațiuni politice, PNL-ul și PDL-ul. Așa trebuia să fie atunci. Lucrul acesta s-a întâmplat numai la nivel județean, cât și la nivel local, iar în timp noi, cei din organizațiile locale, am și făcut alegeri, am ales președinte unic de birou permanent local. Iată că se întâmplă și la nivel de județ. Cu siguranță se va întâmpla și la nivel central în perioada următoare. Așteptăm să vedem ce variantă va scoate PNL-ul pentru conducere unică la nivelul Partidului Național Liberal. Domnul Slapciu, haideți să facem un pic o analiză. Vi se pare, vă surprinde că Dan Vâlceanu este numit președinte la PNL, la marele PNL? Totuși e PNL, domnul Barbu senator? Nu mă surprinde. Nu mă surprinde și cred că era normal să ca domnul Vâlceanu să preia frâiere PNL-ului, pentru simplu motiv că la nivel, din câte știu eu, județean, marea majoritate președinții organizațiilor proveneau din PDL. Și e părerea mea personală. Nu, aici, dacă îmi permite și nu vă mai întrerup, nu, cred că ne-am dorit unul băștinaș de-al nostru, nu neapărat că era de la fostul PDL sau fostul PNL. Așa, ca o completare la ce spuneați. N-aș vrea să vă contrazic, dar contează că este sau nu este din zona. Important ceea cum gândește și ceea ce vrea să facă într-un partid. Indiferent, și mă scuzați și pe mine că nu vă mai întrerup, cred că și dumneavoastră, e minunat atunci. Cred că e minunat ca o formațiune politică și, de altfel, dacă merg un pic și mai departe, cred că electoratul gorjean și numai își dorește un candidat autohton din Gorj. Știți ce vrea domnul Slapciu să scoată în evidență, de fapt? Nu că v-ați dorit noastră neapărat om de acasă, ci faptul că în marele PNL predomină vechii pedeliști. Asta scotea domnul Slapciu în evidență. Nu. Deci, dacă vrea să spună lucrul ăsta, pot să spun că ar fi un pic răutăcios. Plus de asta, dacă facem o evaluare la ce s-a întâmplat la momentul respectiv când PDL-ul, fostul PDL a fuzionat cu fostul PNL, e limpede de înțeles că rezultatele de atunci vorbesc de la sine, în sensul că PDL-ul avea cei mai mulți consilieri locali la vremea respectivă, cred că cele mai bine conturate structuri politice, nu zic acum că nici PNL-ul, au recunoscut chiar și vechii PNL-iști. Deci cred că era normal și până la urmă Dan Vâlceanu e cea mai bună variantă. Nu mai era al doilea partid politic, era PNL-ul. Deci PDL-ul s-a dus
Da. Plus de asta, nu știu de ce trebuie să mai vorbesc eu de fostul PDL, fostul PNL. Pentru că asta este. E PNL-ul. Lupta nu s-a terminat mai... nici în PNL, nu? Sau mi se pare mie. Cred că vorbiți cred cu simpatie la s-a despre fostul PDL. Sigur, sigur. De fiecare dată asta spuneam, o să recunosc lucrul acesta. Cu toate că v-am cumpărat noi sigla, niciun fel de problemă. Da, glumeam. Da. Îți bucuros că ne-a rămas imnul. Tot a rămas cu ceva. Da, a rămas cu ceva. Ideea este în felul următor. Iată că cei de la Partidul Național Liberal s-au hotărât, nu mai vor niciun fel de alianță cu UNPR-ul și sigur, se vorbea de absorție, v-ați cu UNPR-ul, da? V-ați supărat că cei de la PSD v-au luat toți parlamentarii, aproape toți parlamentarii, i-au lăsat pe cei de la UNPR fără grup parlamentar în Senat. De asemenea, aceeași atitudine o adoptă și la Camera Deputaților, dar se poate alianță cu Partidul Mișcarea Populară. Păi, acum câteva zile președintele Trump Băsescu spunea acest lucru, nu? Acum vreo două seri. Chiar le sugera celor din PNL se gândească. Că este, da, nu că aș spune un lucru nociv, faptul că cei de la UNPR știm cu toții că n-au avut grup parlamentar și că foștii PPD-diști au trecut la UNPR. Ceea deci, ce a întărit un pic echipa, dar... Și sunt foarte mulți care știm foarte bine de ce au trecut la UNPR și n-aș vrea încă o dată să fiu rotăciu, știm foarte... Am trecut acolo pentru că aveam ceva în spate, știți, o codiță în spate și că s-ar putea să scap de acea coadă din spate. Iată că n-au scăpat mulți dintre ei, au ajuns acolo unde normal greșind au ajuns și este normal să ajungă atunci când greșești trebuie să și plătești. Iar în privința UNPR-ului nu mi se părea nici mie din punctul meu de vedere o alianță, pentru că erau un partid de stânga. Da. Sau ziceți că nu se lovea în doctrină? Nu, sau? Nu, categoric nu. Acum dumneavoastră puteți să spuneți mai multe, domnul primar, dacă... Da. Exact. N-aș vrea să vorbesc, să fiu purtătorul de... Cântărim lucrurile. Mă bucur că nu era un câștig. Gândiți exact la fel. De departe, ieșea în evidență altceva, că se nășteau supărări la nivel de organizații, pentru că... Ce supărări? Supărări în sensul că cei care veneau în partid de la UNPR, vă dați seama că veneau și cu anumite pretenții în perioada următoare. Dacă aveau rezultate la Gorj, ce pretenții să aibă cei de la UNPR? Rezultatele... Da, UNPR nu însemna doar Gorj. Vorbesc la nivel de țară. De cu toate că marea majoritate a parlamentarilor UNPR au migrat spre PSD. Asta spuneam și eu. Au simțit că se încearcă ceva. Și acolo au migrat și plus doar din interes. Nu credeți că eu am fost de fiecare dată o voce în partid și când discutam cu colegii mei de partid, am scos în evidență și ieri am făcut un lucru acesta, am avut o întâlnire cu primarii și mi-am manifestat oarecum nemulțumirea în ideea că poate seara se face fuziunea. Și am zis, nu cred, nu-mi doresc, nu e normal, pentru că o să vină cei de la UNPR cu pretenții și n-aș vrea să fiu răutăcios dacă în viitor vor fi colegii mei de partid, trebuie să mă înțeleagă ce vreau să spun acum, dacă ei au trădat, cu siguranță se văd parlamentari pe lista noastră, nu se știe ce se întâmplă în viitor, poate ne trădează și pe noi. Vrem de data aceasta ca pe listele noastre să fie adevărații peneliști, adevărații oameni politici care fac politica PNL-ului, politică de dreapta, și de ce nu o spun aici că îmi doresc ca după alegerile parlamentare o alianță cu PMP-ul. Cred că e și oportună, având în vedere că niciun partid politic nu va reuși să obțină 50% să dea premierul, va fi atributul președintelui în nominalizarea premierului, va fi cu siguranță premier de la PNL, dar ca să putem face guvernarea, avem nevoie și de PMP, probabil o să avem nevoie și de UDMR. Pe ce vă bazați, domnule Cotoșman, când spuneți că va fi cu siguranță premier de la PNL? Nu știu dacă vă recomandă rezultatele. E jocul politic, în primul rând, și până la urmă, legal vorbind, așa zice legea, dacă niciun partid politic nu obține 50%, dar poate face nominalizarea PSD-ul, o face... alianță cu PMP-ul. Nu, păi aici vă scapă un amănunt. Care? Cine numește premierul? Atunci când niciun partid politic nu are majoritate, președintele numește premier. Până la un punct. Până la un punct, pentru că dacă Iohannis de fiecare dată a scos în evidență că își dorește un guvern PNL. Avea posibilitatea ca din toamnă să aibă un guvern PNL. Cum? Va nominaliza un premier PNL care respectivul premier va încerca să facă o alianță și e lesne de înțeles că ne vom orienta spre colegii noștri de la PMP. Iohannis, dacă este să luăm pe teoria dumneavoastră, Iohannis deja are guvernul meu.
Nu. Noastră știu că nu v-a asumat tranzitoriu guvernul tehnocrat. Nu vi-l asumați. Deși l-ați votat și dumneavoastră și cei de la PSD, nu vi-l asumați niciunul dintre. Și dacă vă întrebe pe dumneavoastră, scuzați acum că suntem în altă ipostază, vroiați ca noi să votăm, să zicem, PSD-ul venea cu altă variantă de premier, să alegem o variantă de premier PSD sau unul tehnocrat? Pentru binele țării și a gândit-o bine președintele, se pare a fost cea mai bună. Adică guvernul tehnocrat și, în regulă. Și în alegerile locale noi am venit de o parte și de alta a guvernului, adică am luptat fiecare cu forțele noastre, altfel, fiind PSD la guvernare, era un dezavantaj pentru noi. Știm foarte bine că un partid când se află la guvernare și până la urmă oamenii politici pentru asta luptă și asta e țelul unui partid politic, să ajungă la guvernare. Da, eu vreau să vă spun că am încredere în câțiva miniștri din acest guvern tehnocrat, poate sunt singurul. Da, sunt singurul. Da, uite că eu, de exemplu, văd o relaxare fiscală, ceea ce până acum în mediul de afaceri nu s-a întâmplat, pur și simplu aveai bodniță pusă, n-aveai voie să miști în front, deși în momentul în care lucrezi în mediul privat trebuie să ai și o puțină libertate, adică din punct de vedere legal discutând. Nu vă gândiți să jonglați cu legea astfel încât să fentați regulile și mai rog am Burkina Faso, credeți, n-ai nicio șansă să faci asta și nici să nu treacă prin cap cuiva. Dar mai văd un lucru esențial și un lucru foarte bun, avem un ministru pe fonduri europene care din punctul meu de vedere se mișcă cât de cât. Cam cum se mișcă dacă nu avem niciun leu atras în țară? Păi stați puțin că nu avem niciun leu atras. Au început să apară proiecte, au început să apară. Sunt în fază de instrumentare a documentațiilor. Deci, eu vă spun că gradul de absorție la jumătatea anului 2016 este fix zero. Păi da, dar acum ce să face cu cel care a fost discotecar, care nu a făcut nimic în România timp de 2 ani de zile? Adică haideți să vedem, să uităm puțin în spate, guvernul Ponta n-a făcut nimic în sensul ăsta. Absolut nimic. Ce au absorbția fondurilor europene din trecut, adică de pe timpul vechii guvernări, exact. Dumnealor n-a făcut nimic. Plus de asta, dacă îmi permite să, și sunt cel mai în măsură să vin cu o explicație la discuția asta, pentru că ieri eu am participat la București la o întâlnire, la un forum al aleșilor locale, unde au venit inclusiv ministrul fondurilor europene, ministrul agriculturii, până la urmă au fost mulți ministri care au tangență directă cu următoarele accesări de fonduri europene. Așa cum bine spunea și dumneavoastră, n-au făcut nimic guvernarea PSD, noi, scuzați-mă, tehnocrații n-au moștenit nimic vis-a-vis de accesare de fonduri europene, numai că tocmai asta ne spuneau ieri și ne-au informat că urmează o perioadă și din august-septembrie se dă drumul la accesare de fonduri europene. Tehnocrații și-au făcut și un target, acela ca odată cu finalizarea depunerii documentelor de accesare de fonduri europene, să fie o absorție undeva la 78,4% până la sfârșitul anului. Și o să vedeți că așa va fi, pentru că s-a simplificat foarte mult birocrația, dă posibilitatea comunităților locale să acceseze și nu numai agenților privați. Sesiunea aceasta se va adresa în mod deosebit și privaților și cu siguranță o să vedeți că vom avea o absorție de fonduri europene istorică. Mai este timp până la sfârșitul anului să se întâmple asta? Da, mai pot introduce două sesiuni, știu că mai există una în septembrie, dar ideea este că n-am auzit și nici din gura tehnocraților și nici celor care au fost înainte, din păcate nu am auzit de fond de garantare, nu am auzit de bănci care să vină să negocieze, nu am auzit că tot discuta mai marele fost ministru în care eu am fost personal cu vreo 3-4 oameni de afaceri din Europa să ne spună în afară de vânzarea de teren 4 milioane și jumătate de hectare, nu am auzit să spună, doamne, avem un fond de garantare și tot discutam de startup pentru tinerii noștri care nu au locuri de muncă. Iată că nici la ora asta nu se discută despre aceste lucruri destul de importante din punctul nostru de vedere al Mișcării Populare. Cred că sunt oameni care de 3-4 ani de zile își iau salariile degeaba, de altfel nu numai pe acolo, sunt prin toate instituțiile, prin toate administrațiile publice locale, pentru că toți s-au creat fel de fel de birouri unde se accesează fonduri europene, salarii foarte mari, tot din bani publici, din banii noștri. Știți bine că și noi am avut o întâlnire la Motru cu primarul în funcție. Discutăm despre aceleași lucruri, promisiuni. Vedeți dar iată o că intenție de deblocare a situației din Motru? Nu. Sincer, cu părere de vă spun. De la PNL, domnul Jean. Da, dar e tardiv inițiativa este laudabilă. E laudabilă, da. Da, să știți că au mai fost inițiative de genul ăsta, dar au fost doar pentru oameni de casă, firmele de casă. Au mai fost și pe timpul mandatul domnului dinaintea domnului Jeanu. Am spus-o de nenumărate ori. Nu văd pentru că păi și domnul Jeanu presupun că
da, va chema pe toți, adică are chiar aceleași intenții ca la domnul Ihan? Nu, am văzut că intențiile lui sunt unele pozitive, dar acum să vedem că dacă se vor pune și în practică. E foarte important să și pui pe masă ceva, să le arăți oamenilor că ești bine intenționat. Din punctul ăsta de vedere am văzut ieri bunele intenții, dar eu am avut o atitudine și mă știți că sunt un om care spun așa cum gândesc, cum văd lucrurile. Este greu pentru că un primar care vrea să aibă o primărie, eu știu, să fie una eficientă, trebuie să aibă și un aparat eficient în spate. Ceea ce și o problemă acum din punctul ăsta de vedere? Este o problemă și am spus-o și am dovedit-o de-a lungul timpului și mai urmează în câteva zile să vă arăt câteva lucruri interesante, să vedeți că oamenii de afaceri care au vrut să vină să investească în municipiul Mutru nu au fost lăsați, pentru că cei care trebuiau să-i lase nu aveau, nu erau pregătiți pentru așa ceva și credeau că, domne, bugetul ăsta de 1000 de miliarde vom avea până la, nu știu, se va sfârși orașul, Doamne ferește, că deja este pe terminate. Și iată că sunteți am cam apocaliptic, aici. Cred că sunt apocaliptic pentru că aproape datoria pe care o avem, datoria publică pe care o avem către bănci și nu neapărat către bănci, este aproape cât bugetul pe un an de zile. Deci chiar ieri spunea primarul în funcție, este o situație destul de grea, foarte, foarte grea. Se eșalonează, adică nu cred că... Da, dar trebuie să vii cu ceva ca să poți, prin eșalonarea respectivă, să demonstrezi în timp că undeva există un plus valoare. Ei, iată că la momentul respectiv nu există acel plus. O idee foarte bună a colegului dumneavoastră de la Motru, domnul Gigel Gianu, de a se întâlni cu oamenii de afaceri și de a face așa o radiografie, ca, pentru că este prima întâlnire de gen și probabil că vor exista, nu? Cum au rămas lucrurile? Vă veți mai întâlni? Câteva propuneri destul de eficiente din unul din cei din Mișcarea Populară, discutând acum din punct de vedere politic, am propus domnului Gianu, pentru că 80% din cei care lucrează în municipiul Mutru, micile fabricuțe care mai există, sunt navetiști. Deci, iată un lucru paradoxal. Adică vii de la Ciupercen cu oameni să lucreze în municipiul Mutru, da? Costurile sunt destul de mari în condițiile în care avem atâția asistați social și vreau să o spun și trebuie să spunem lucrul ăsta odată pentru totdeauna, nu pot să-i țin din bani publici să trăiască, pentru că nu mai sunt acei bani. Și atunci ar trebui, și am înțeles că a făcut un acord între cei care se ocupă de partea asta de șomaj și le-am cerut să vină să, la locul de muncă unde îl oferim noi, să vadă acele condiții în care lucrează, ca să nu mai existe suspiciuni sau știu fel de fel de bârfe în piață, fiind un oraș foarte mic, ca să le putem crea acestor oameni un loc de muncă. Mineritul aproape că e mort în zona Mutru, aproape. Nu e mort, mă rog, dar e pe ducă, să zic așa. La mine, la fel și la dumneavoastră. La mine chiar e decedat de mult. E decedat, asta vreau să spun. A fost... Și cu părere de rău, în condițiile în care... Încă din mandatul trecut am luptat pentru continuitatea locurilor de muncă, pentru redeschiderea unui perimetru nou la vreo 500 de metri de perimetru vechi. Făcusem analize din al doilea sau în primul mandat, nu mai știu exact, dar știu că făcusem analize vis-a-vis de situația asta și împreună cu conducerea unității miniere de la vremea respectivă am făcut toate demersurile posibile pentru a reuși să redeschidem acest front de lucru. A venit campania electorală, n-aș vrea să mai spun, nici nu vreau să-mi aduc aminte ce s-a întâmplat, că au venit cu promisiuni cei de la PSD, dacă am voie să spun, Ciocea, Weber, Călinoiu, da, undeva prin iulie-august, de atunci a început calvarul, de atunci s-au dat semne că se închide, ei preluaseră guvernarea Răzvan Ungureanu, în condițiile în care eu până în guvernarea Răzvan Ungureanu am fost de două ori la premierul Boc și culmea că trec dintr-una în alta, ieri m-am și întâlnit cu dumnealui pe la București și m-a întrebat ce mai e cu situația de la Roșia. Da, domnul Boc și-a adus aminte, a rămas surprins plăcut. I-am povestit că, domnul președinte, cu toate că m-ați ajutat, am obținut hotărârea de guvern, s-a închis. Nu se poate, asta e factorul politic, întotdeauna influențează comunitățile și întotdeauna influențează în rău, nu în bine. Asta e concluzia care se desprinde. N-am reușit să redeschidem acel front de lucru. Pot să vă spun că domnul director Antonia a venit de două la Roșia de Maradea, de două l-am adus. Mi-a povestit că nu are cui să vândă cărbunele, dacă am găsit o soluție să lucreze doar cu pământ, să facă trasee pentru 2-3 ani, că oamenii dumneavoastră, așa s-a exprimat, oamenii dumneavoastră, minerii vor avea un loc de muncă, iar noi să găsim o variantă. Și culmea a găsit varianta asta, la vreo două săptămâni a venit din nou și zice, domnul primar, vrem să ne unim cu CET Govora, asta înseamnă
să ne ajutați, să ne sprijiniți, să creăm un culoar dinspre cariera Seciu spre cariera al 1. Culoarul respectiv, la un moment dat, trecea chiar printr-o școală, 5-8. Am mutat și școala, sincer, am mutat și școala, da, am mutat-o în satul Rugetu. Bine, a fost și o dorință a mea, cu incis, și a mea și a cetățenilor, pentru că nu era normal să aduc copiii din satul Rugetu la 3 km depărtare, da, când aveam școala acolo. Ați pus totul pe tavă? Totul pe tavă, nu le luam taxă de escavare, nu le luam nimic, da, și în ciuda faptului mi-au închis cariera. Asta e politica făcută de PSD, de fapt o știm și după Revoluție, n-au știut altceva decât să închidă fabrici și uzine, asta au făcut. Bă, și la deja mine. Faceți front comun împotriva Partidului Social Democrat. Tot ceea ce lipsește este alianța parafată. Nu, nu e adevărat. Da, niciodată n-am avut treabă cu sigla PSD. Exact. Niciodată n-am avut, că eu am prieteni din PSD care sunt oameni foarte... Bun, sigur că nu toți oamenii din Partidul Social Democrat sunt nenorociți, sau toți cei din PNL sau PMP sunt minunat. Sau frăția asta de a-și găsi și... Uitați, să vă dau un exemplu. Da, dar știți ce? Uitați, se discută și despre trădări, da? Se discută la dumneavoastră în Partidul Mișcarea Populară. Domnul Slapciu, care e atmosfera? Pentru că înțeleg... vă spun adevărul. Agreabilă. E foarte agreabilă. M-ați auzit pe mine când am avut ceva de spus. Atâta timp când nu sunt câțiva invitați la întâlnirile dumneavoastră, că dacă vin și aia, să se strică treaba. Invitați? De ce? Nu, acum vorbim foarte serios. Chiar știu foarte că serios. Domnul Liviu Andrei era puțin supărat pe ceea ce se întâmplă la Mișcarea Populară. Păi bun, și dacă și, suntem mulți care suntem supărați în interiorul chiar așa pe roze partidului, dar le rezolvăm. Adică, credeți că se pot, toată lumea trebuie să fie mulțumită într-un partid? Mai sunt și voci și e normal, atât timp cât sunt discuții contradictorii, ele pot să devină constructive. Altfel, dacă nu, ce am fi un partid de ăsta, știți cum, ca pe timpul ce auziți, Coreea de Nord, faceți așa cum vi se spune și la... Nu, deci sunt oameni care probabil nu știu, și de exemplu, domnul Liviu Andrei, nu-i convine ceva, da? Am discutat, ne-am întâlnit, rezolvăm problemele... Eu cred că da. Dacă mai are ceva de spus, le discutăm în ședințe, prevedeți la Liberea, nu sunt discuții. Stai să vedeți și o să înceapă și la PSD, discuții și peste tot. De ce? Luați exemplu, Partidul Social Democrat. Sunt la butoane și ceartă, de asta spuneți asta. Dar nu se știe nimic, se ceartă, își dau în cap unii la alții în ședințe și mai departe, dar publica să zice disciplina sunt. Nu, cred că cei mici n-au niciun cuvânt de spus deocamdată. Toți cei mari lasă pe acolo și la un moment dat zice, gata, atât vă ajunge, opriți-vă și tot ce e grei decid acolo. PSD toată lumea e mulțumită pentru că toți au de lucru. Și au găsit de lucru. Vă dau un exemplu. Haideți să vă dau un exemplu. Îmi dați voie să-și dau un exemplu. Aici e de apreciat și scuzați. Vreau și eu cu o completare, într-adevăr, n-am auzit pe niciunul de la PSD că se plânge că n-are un loc de muncă. Domnule, ăla care a lipit afișe, l-a făcut și maestru. Da, dacă avea post liceală, făcea inginer. Deci le-a găsit locuri de muncă. Doar să fie știu să lipească afișe. Atât. Și a ținut la ei, nu exagerez deloc. Dar e de apreciat că țin la oamenilor. Aici vreau să ajung. Țin la oamenilor. Trocul ăsta politic, iată, vă dau exemplu de la mult. Care troc? Trocul ăsta în Consiliul Local al celor patru partide. UNEPR, mă rog, PSR-ul mai contează, da? Iată că toți și-au găsit un loc de muncă, deși, spuneam asta înainte de alegeri, Dobrică, viceprimarul, s-a dus la direcția publică. Jeanu vine și spune, domnule... A fost împăcat. Da, omul spune, primarul în funcție, acum spune, domnule, nu este corect, nu e legal, e treaba dumnealui să rezolve problema, da? Așteptăm cu interes. Mai mult decât atât, vine, l-am întrebat ieri pe domnul primar. Domnul primar, știți că fostul consilier al domnului primar Hanu, cel care a fost și a găsit un loc de muncă la APA Regiu, acum economist, și deși organigrama, nu știu dacă permite acest lucru, nu știa. Deci iată că, revenind la ce spuneam, că e liniște în PSD. Păi dacă toți își găsesc pe o corabie de lucru, n-au cum să se certe între ei. Atâta timp cât ești la butoane ca și în fotbal, n-ai cum să te cerți. Haideți să vă povestesc și merită să povestesc. Președintele organizației de la PSD Roșia de Mare n-avea niciun loc de muncă. Înainte de alegeri era viitorul candidat. Cum să facă PSD-ul? Scot la înaintare, candidat n-are un loc de muncă. Ce au făcut? I-au creat la școală, prin inspectoratul școlar, o jumătate de normă de administrator. A dat un concurs fictiv, exact o jumătate de normă administrator. Culmea că n-a ajuns și lucrul ăsta vis-a-vis de personalitatea lui și nu l-a desemnat candidat, a desemnat pe altcineva. Acum, după alegerile locale, am doi consilieri care lucrează la complex. Înainte de alegerea viceprimarului, țin să vă spun că au fost chemați, ei mi-au povestit și o spun public aici, au fost chemați la ordin de către anumite persoane
care fac politică pe acolo, ca să nu dau nume, că și știu cine, dar nu vreau să dau nume aici, și le-au spus, au avut o discuție, știau numărul de telefon, știau câți copii au, știau că soțiile nu lucrează, și prima întrebare, știți care le-a spus-o? Noi vrem și noi viceprimar la Roșia de Amaradia. N-ați vrea să lucreze și nevestele voastre? Deci le ofereau un loc de muncă la neveste dacă ei votau consilierii dumneavoastră. Doi consilieri de-ai mei de la PNL, care lucrează la complex, ofertat să trădeze, da, să-și nominalizeze și viceprimarul. Viceprimarul de la ce partid? Nu, tot de la mine, că am majoritate. Deci am ieșit și cu majoritate și tot fost uite. Dar v-am spus, au venit consilierii și mi-au povestit. Domnul primar, uitați și am pățit. Unul într-o zi, unul și n-au vrut ca nevestele lor să lucreze. N-au vrut să lucreze nevestele lor. N-au vrut să trădeze primarul. Consilierii. Da. Da. Acum cred că ce ori fi creaz dragi acasă, nu mai știu. Aș vrea să o bătut rău. Asta este. Da, glumesc. Deci lucruri reale, vis-a-vis de ce spunea colegul meu de misiunea. Și se vor mai întâmpla lucruri, să știți. Dar e o atitudine normală dacă ești la putere, dacă ești și dumneavoastră, cred că dacă ajungă la PSD, să nu se ajungă la șantaj. Acum, sigur că stăți în măsură să zicem, noi, așa și niciodată, dar știți cum e? Puterea te amețește. Eu chestia asta am văzut-o și la diferite persoane care, la care am urmărit modul în care au evoluat, s-au transformat, au devenit altceva atunci când au ajuns sus. De asta am ajuns. De asta și partidele, când ajung la putere, uită, dar efectiv uită de oamenii care au discutat, cărora l-au promis. Trebuie făcută promis. Și un altfel de politică. Pentru de asta da, am ne-am așteptat, domnul Slapciu. Am avut un eșec la Motru. Am luat câteva sute de voturi. N-am dus nici la prislop, n-am dat nici băscuțe, n-am dat nimic. Pur și simplu nu dau nici cu subsemnatul, n-am dat o bere. Nu contează, dar mai bine stau acum liniștit, că dacă duceam, vă spun eu, că dăm cu subsemnatul la ora asta. Uia care am împărțit găini, curcam prin zice, parc. Zice, păi e cineva la Motru care a făcut chestia asta și acum a dat cu subsemnatul? Nu ați dat dumneavoastră, că chiar dumneavoastră ați arătat cum creșteau curcanii dintr-o dată așa prin parc pe la Motru, că dumneavoastră presa. Credeți că l-a întrebat cineva pe acel domn? Nu l-a întrebat niciodată și nu l-a întrebat. Credeți că cei care au furat din bani publici și am demonstrat cu rapoartele curții de conturi au dat? Nu vor da niciodată. Ei, ăia care vor să facă o altfel de politică, vă credeți-mă că vor da. Și atunci am zis, doamne, anul ăsta 300, anul viitor 500, nu știu. Odată atât cât nu-ți merge bine și vezi că nu ai apă de 12 ani și discutăm de 26 de ani de apă și canal. Vedeți că oamenii tot așa, tot asta vor, tot așa o continuă. Continuă, dar cât o să mai continuă? Eu zic că undeva o să se oprească. Da. Înțeleg la dumneavoastră că sunteți foarte încrezător în alegerile care urmează, în alegerile din noiembrie. Sperați din tot sufletul că veți pune prim-ministru, bazându-vă pe protocoale, pe alianțe cu alte partide, pentru că, sigur, recunoșteți că n-aveți cum să faceți pragul de 50% plus 1. Dar de ce nu faceți alianță înainte de alegerile parlamentare, să mergeți pe liste comune? Că probabil nici dumneavoastră nu veți lua 100% acolo unde vă puneți candidat sau PMP, nu știu dacă este, nu e a treia forță politică, e a patra, ALDE e a treia forță. Da. V-ar conveni pe liste comune? Aveți dreptate, pentru că de-a lungul timpului, iată că a fost acel USL, a câștigat fără drept de apel, tot timpul cât au fost 2-3 partide pe liste comune, au fost și avantaje foarte mari. Au fost. După ce se vor termina alegerile, este mult mai greu să faci alianțe, părerea mea. Iată și acum, ne-o demonstrează alegerile locale. Chiar dacă au semnat protocoale între ele partide la nivel central, sunt probleme la nivel de județe. Deci, cred că asta am spus-o și o repet, nu depinde doar de mine, poziția mea politică, nu știu cât de importantă este față de ceea ce se discută la centru. Dar să știți că am discutat și lucrurile astea în cadrul partidului. Una este că mergi într-o alianță cu unul, două partide de dreapta, sau știu ce alianțe se mai pot crea până în alegerile parlamentare. După aceea, în alegerile parlamentare spune, domnule, dar ce am greșit că n-am făcut acea alianță? E tardiv atunci și nu mai poți să mai spui că poți să spui un prim-ministru sau poți să spui un guvern al tău. Ce aș dori și mi-aș dori din tot sufletul, pentru că s-a început acum vreo câțiva ani de zile și aparține fostului președinte Traian Băsescu, o regionalizare. Eu cred că în următorii 2 ani de zile, dacă nu se va realiza acest proiect, lucrurile vor sta din ce în ce vor fi mai dramatice în România, pentru că vedem foarte bine când ne împrumutăm pentru pensii, vedem foarte bine când ne împrumutăm pentru salarii. Ați adus vorba de regionalizare. Am discutat ieri.
Dacă da. Vreți completări, s-a discutat da, da, da. Ieri, că asta se marșează chiar, în perioada următoare. Chiar tehnocrații noi, când au venit la guvernare, chiar speram în sfârșit unii profesioniști care vor face lucrurile să meargă, da. Vă spun eu oficial că ieri s-a discutat despre aspectul acesta și chiar se va implementa în perioada următoare, așa cum și noi suntem conștienți. Ce înseamnă perioada următoare? După finalizarea absorției de fonduri europene, care are undeva ca termen sfârșitul septembrie, imediat intră în lucru regionalizarea. O altă modalitate de a accesa fonduri europene. Domnul Dragnea, știți, cu 100 de juriști și au luat bani, au plecat acasă și nu s-a întâmplat nimic. Acum știm și lucrul acesta. Nu, eu cred că de data aceasta sunt profesioniștii la butoane și profesioniștii văd lucrurile din punct de vedere profesional. Da. În situația în care după noiembrie vom avea prim-ministru de la Partid Național Liberal, vom avea guvern PNL, dumneavoastră veți continua ceea ce a început guvernul tehnocrat? Cu siguranță și eu pot să spun aici că vom ajunge la guvernare și o să vedeți că o parte din tehnocrați, din profesioniștii aceștia tehnocrați, se vor regăsi și în noua guvernare, pentru că și eu am sesizat ieri și nu numai, sunt oameni care știu ce vor, oameni care ascultă și ideile și sugestiile celor care participă la anumite dezbateri, le iau în calcul și, de ce nu, o să avem continuitate nu numai în derularea proiectelor, ci și într-o guvernare care să cuprindă și o parte din actualii tehnocrați. Tehnocrații susțin mutarea sediului Complexului Energetic Oltenia la București. Aici e una din, orice om mai face și greșeli, e una din greșelile pe care le fac tehnocrații, noi gorjenii. Și când zic noi, asta gorjenii, toate categoriile sociale, vreți să o continuați? Nu, am zis că sunt tehnocrați care mai fac și greșeli. Asta e una din greșeli, sper să fie cât mai puține. Niciodată nu vom fi de acord cu mutarea sediului. Și nu numai noi PNL-ul, ai făcut și toate partidele, sigur că da. Deci, deci nu e normal. Până la urmă, identificarea se face prin aceste valori, căs culturale, căs de patrimoniu. Da. Deci exclus să acceptăm o astfel de variantă. Niciodată nu vom accepta o astfel de... Și sunt convins că așa cum am reușit să-i convingem și data trecută, vom face același lucru și data viitoare, dacă vor relua discuțiile vis-a-vis de mutarea sediului. Asumându-și la modul ăsta guvernarea tehnocrată, domnule Slapciu, considerați că cei de la PNL au de câștigat? Acum, din punct de vedere politic, și dumneavoastră se asumă ceea ce este bine din guvernarea tehnocraților, că am văzut mesaje. Nu, îți asumi sau nu ți asumi un guvern? Nu ți asumi doar părțile bune ale unui guvern? Am văzut lideri peneliști care nu și-asumau. Pe posturile naționale de televiziune am văzut lideri peneliști care și-au asumat lucrul ăsta. Cum spuneți dumneavoastră, ori ți asumi, ori nu ți asumi. Ar trebui să spunem, da, domnule, ne asumăm, pentru că președintele a spus că vreau guvernul meu și l-a avut. Acum trebuie să și-l asume și Partidul Național Liberal. Adică fiind guvernul... Considerați că asumă... pentru că până acum, domnule primar, recunosc că nu am văzut niciun lider PNL care să-și asume la modul ăsta guvernul tehnocrat, adică să fie întru totul de acord cu ceea ce se întâmplă. Și cu bune și cu rele, numai că... Și cu bune și cu rele, cum sunteți dumneavoastră. Deci mulți încearcă să arunce mâța pe la PSD, păi și ei au votat și ei să-și asume... Asumându-și la modul acesta, e bine pentru ei în ceea ce privește alegerile din toamnă? Că știu să sintetizeze din lucrurile bune pe care le fac tehnocrații și coincid, am spus-o și eu. Dacă coincid anumite acțiuni cu viziunile peneliștilor, cu siguranță, da. Dar să coincide. Păi nu mai înțeleg. Adică vă asumați parțial, ne asumăm doar când avem absorție 80% din fonduri europene, nu ne asumăm ce face cu CEO sau cu Ministerul Energiei, nu ne asumăm acțiunile Ministerului, ne asumăm acțiunile, nu știu, Ministerului de Finanțe, cum zicea domnul Slapciu că este foarte ok, nu ne asumăm adică justiția. Nu e foarte ok, dar... Mă înțelegeți, adică jonglați frumos cu lucrurile, cam asta sună. E simplu de explicat. Politicienii au viziuni și politicienești, pentru că vin din teritoriu cu ideile, cu necazurile oamenilor, iar profesioniștii, până asta. La urmă, pun problema așa cum e ea, obiectivă. Și sunt lucruri care se concretizează, care până la urmă au finalitate, unele nu au. Domnule, stimați invitați, recunosc că în opinia multor invitați care au trecut pe aici prin studio, și ascultând așa, ideea este că tehnocrații cam încearcă să vândă ce mai e bun prin țara asta.
Nu, exclusiv. No, cam asta pe mine este o să mă vedeți, să mă întrebați de fiecare dată când, pe care o transmite când e o situație de genul ăsta, să vedeți că o să fiu ferm, radical și voi exprima punctul de vedere. Vă să vânzarea nu să susțin. Aici e un lucru pozitiv din partea guvernului și din partea premierului Cioloș. Au trecut 7 luni de când sunt la guvernare. Au trecut și 2 ani și n-am făcut nu, nimic. Nu, au trecut 7 luni de când sunt la guvernare și... Nu eu cred că se pregătește mare lucru în țara aceasta. Eu cred că se pregătește o regionalizare și vă spun de ce simt asta, chiar dacă mi-asum și cred că o să-mi spună colegii de-ai mei că nu este în regulă, dar eu ce gândesc asta și spun, pentru că văd că în administrație locală și centrală se întâmplă ceva. Adică oamenii nu mai sunt obligați să ajungă, nu știu pe unde să ajungă, pentru că vă spun și un alt lucru destul de important din punctul meu de vedere. Sunt primari care au luptat pentru a deveni primari doar pentru salariu, pentru că nu au bani de investiții. Deci nu au bani de investiții. Ei se duc la serviciu dimineața doar să duc acolo ce probleme mai sunt, mai au și un multifuncțional, hai să facem puțină curățenie, că nu avem de unde bani. Ori prin regionalizare, asta e adevărul, trebuie să-l spunem. Sunt primari care nu știu să țină crește și un patent în mână. Nu ar fi problema, dar problema. Să știe să tragă dar fonduri știe, europene. Da, dar de unde, că tot discutăm de fonduri europene, știu de apă și canal, discutăm de 26 de ani. Adevărul, da. nu zic că nu sunt primari care au făcut și fac treabă în continuare. Nu sunt primari care sunt iubiți de conducători la nivel, eu știu, de județean. Și mă refer doar la nivelul județului Gorj, despre conducerea județului, care au reușit, că sunt simpatizați, că nu sunt simpatizați, n-am mai contact cu luarea politică. Efectiv, bravo lor, au reușit să facă să implementeze ceva în comuna respectivă. Dar sunt comune în județul Gorj care n-au nicio treabă. Deci, din cauza primarilor sau din cauza sistemului. Trebuie să găsim, adică trebuie să spunem lucrurile, că și primarii sunt vinovați, o parte din ei, și sistemul este de vină, pentru că atâta timp cât nu reușești să implementezi un proiect și discutăm doar de o groapă ecologică sau de ce mai discutăm, cât o să discutăm despre aceste aspecte? Dați voi un drept chiar la replică și trebuie să-l și spun, sunt obligat, mă obligă conjunctura, nu stau lucrurile chiar așa cum le vedeți dumneavoastră și nu înseamnă că iau apărarea primarilor, ci doar spun, sunt în asentimentul activității unui primar. Să știți că activitatea mea ca primar nu se termină la ora 16 sau la ora 17. Eu am activitate și la 10 și la 11. Vă dau un exemplu. Și sâmbătă și duminică. Vă dau un exemplu. Am avut o problemă, o ruperi de nori în Roșia de Amaradia, 13-14, și am avut 3 drumuri în satul Stejaru, în satul Șitoaia, Becheni, chiar și în grosim, fiind drumuri pietruite, drumuri în pantă, efectiv distruse, deci nu se mai putea circula, nici salvarea nu putea să mai intre. Am găsit sprijin, am adus un utilaj, am refăcut infrastructura din piatră, din balast, a drumului respectiv și pot să vă spun că deserventul de pe utilaj e din Telești. Noaptea la ora 11, eu duceam deserventul, am lucrat până la 10 și noaptea la ora 11 eram pintele să duc deserventul acasă. Dar deci, nu este dar normal, nu domnul este, primar, da, să nu aveți un utilaj în comună. Chiar, să... ascultați-mă, a fost așa. Un autogreder. Nu poți să-ți permiți să ai un autogreder. Da. Ai că un buldoi scăvator, îți mai spui, dar drumurile... În 2016, într-o Românie care se vrea... Orice primărie își dorește lucrul ăsta. Dar și eu îmi doresc... în Gorj care au 3-4 utilaje. Le mai și închiriază, mai așa mai. Sunt primării care au avut altă conjunctură financiară și au reușit. Da. Gândiți-vă la două exemplu, Roșia de Amaradia. S-a închis cariera. Deci nu finanțare de la Unitatea Minieră nu mai am. Fiind de altă coloratură, vă dați seama că nenea Ion Călinoiu nici măcar nu se acum uita la Roșia de Amaradia. E Cosmin Popescu. E Cosmin Popescu. Aveți și încredere? Am încredere. Aveți încredere în Cosmin Popescu? Am încredere pentru că îl cunosc. Dar nu mi-aș dori să mă duc la Cosmin Popescu, să solicit să rezolv o problemă și nenea Ion Călinoiu de pe scaunul celălalt să își dea cu părerea. Deci, domnul, în momentul când... Vă duceți la Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, să vă ajute. Sigur, nu mai da. Este Ion Călinoiu, e Cosmin Popescu. Dom'le, știți foarte bine ce vreau să spun. Știu ce vreți să spuneți. Deci în momentul când mă duc la Cosmin Popescu și dacă Ion Călinoiu e pe scaun vis-a-vis, că trebuie să-și asume funcția. Eu doresc, dacă domnul Călinoiu e pe scaun și mă duc la Cosmin Popescu, sincer vă spun, mi-aș dori și chiar îl invit pe domnul Călinoiu
să mă las și să vorbesc între patru ori cu Cosmin Popescu. Deci n-aș dori adică să... nu vă lasă? Păi mă gândesc că va sta acolo. Ia nu vreau să am martor. Mâine și spuneți-ne deci și nouă. Deci credeți-mă că dacă ajung în situația asta, fie vă chem pe dumneavoastră presa, fac tantamul după lume, fie găsesc comoditate. Sun la 1-2 să văd, dumne, luați-l de aici, eu am un problemă a administrației. M-ați băgat în ceață. Deci nu e normal să... Sunt într-o ceață atât de densă în care nici drumul nu mi-e marcat. Nu știu în ce parte să iau. Deci noi discutăm în 2016 de, eu știu, de multifuncțional, de un utilaj. Oare când o să începem și noi să discutăm de societăți în cadrul primării în care să creăm locuri de muncă prin societățile respective? Vreau să nu m-ați înțeles. De unde bani, dom'le, dacă unitatea minieră nu mă e? N-am conținut de țeanul. Cine dă bani și roșii de amărat? Care dă drumul la programele europene, fonduri europene, care pot fi absorbite inclusiv de autoritățile. Nu e chiar așa, să știți. Nu e chiar așa. Orice primar își face datoria și depune proiecte pe fonduri europene. Și eu am depus. Și mandatul trecut și ăsta. Nu, acum, domn primar, credeți-mă, cred un lider de sindicat al primarilor, pentru că prea vorbiți frumos și atâta stați când dau cu subsemnatul în care nu și-au făcut treaba. Nu zice nimeni aia, care nu și-au făcut treaba și au ajuns în situația aia să suporte consecințele. Vreau să vă spun altceva. A fost o sesiune de depunere de fonduri europene și fiecare primărie aleargă să-și acumuleze punctajul. Dacă nu trece de 40, e considerat proiectul neeligibil. Dacă să strângi 40 de puncte, trebuie să îndeplinești anumite criterii de eligibilitate. 1. Drumul propus să dea într-un drum județean. Să zicem că asta o îndeplinim. Alt punctaj pe care nu toate primăriile îl obține. Drumul propus să dea într-un drum național. Nu are dumne decât Scoarța, Vrun, cu ăștia au luat punctaj. Alte primării n-au luat. Unde sunt avantaj? Bun. Localitatea să fie într-o listă a României cu potențial turistic. Păi la Roșia de Amara de aia, n-am potențial turistic. Am pierdut și punctajul ăsta. Păi dar vedeți, la București, nu-i chiar așa de simplu. Asta am ridicat. Păi s-a simplificat birocratic. Dar eu, în discuția pe care am avut-o cu domnul ministru Achim Irimescu, am ridicat problema asta, i-am spus-o. Să știți că mi-a luat numărul de telefon, a chemat un consilier. Aștept să mai discut, nu, să mai port, să mai vin, să-l găsesc pe consilierul respectiv și să mai port discuții. Pentru că, vedeți, sunt impedimente, nu țin neapărat de activitatea prea. Primarul își face treaba. Eu sunt un dezavantaj. Și nu numai eu, am avut și primarul de la Bălănești. I-am făcut semn, domn primar, hai, nu spunem, domn primar, nu mai zic ce a spus, m-am dus eu și eu am ridicat problema. Ce a spus domnul primar? N-are rost să discut, întrebați pe dumnealui. Da, eu m-am dus și am ridicat problema, m-am zbătut, am avut inițiativă, am avut curaj. Domnul primar de la Bălănești, drumul național, nu? Da. Al domnului primar. Nu este normal deci să se sunt un tip care, eu sunt un tip care nu rămân la ușe. Nu, ca să scot în evidență. Aveți încredere în dumnealui? Am, foarte mare, foarte mare, am fost și coleg de liceu. Am terminat Caterina. Îl cunosc pe domnul Cosmin. Are capacitate, dar n-aș vrea să fie influențat în luarea deciziilor de către Naion Călinoiu. Vorbiți așa, că toată lumea zice că Ion Călinoiu este în spatele scaunului Cosmin Popescu, dar nu ați încercat să vorbiți cu Cosmin Popescu și n-ați fost lăsat de Ion Călinoiu? Haideți să vă spun, și mă înțelegeți. Vorbim serios, că Cosmin Popescu a fost deputat, secretar de stat, chiar nu a stat cineva cu palma la fundul dumneavoastră. Vă spun ceva și după aia am dat dreptate. Cu siguranță. Ce căuta Nea Ion Călinoiu ieri la București? Pe lângă Cosmin Popescu. Nu era normal, nu avea niciun... Și pentru ce a venit? Domnule, era în sală acolo, nu vă înțelegi că poate vrea să stea alt primar pe scaun, trebuia să ia în picioare că n-avea loc de Ion Călinoiu. Că e ușor să... Nu e normal, n-avea ce căuta pe acolo. Uite așa încet, vedeți. Asta vreau să zic. Ideea este că poate e greu să se rupă acum de... Dar ușor, ușor, sigur, nu va mai că va avea și altă treabă. La Ion Călinoiu, într-un moment în care, dacă nu mă duceam la acest om și nu niciodată, să mă spune că mie, că eu aurez lapciu, am să-l lau pe domnul Călinoiu. Și a rezolvat problema noi. Uite, vă spun eu, om de dreapta care a spus că nu așa. Băi, băiatule, vrei să intri în închisoare, dă-i omule astuia conform legii ceea ce trebuie. Domne, a avut un interes, domne. Și interes, nu, ba da, eu, doamne, să vă aduc în partid. Cred că e prea mult să spuneți că tot ceea ce face Ion Călinoiu a făcut din interes personal. Cred că e prea mult. E să generalizați. Probabil că și-a urmărit și interesul pe care își facă să iar totul mai mult de 60%. Asta a fost o afirmație gravă, domnul primar, o afirmație gravă pe care o faceți. Spuneți-mi ce alternative are județul Gorj, dacă nu s-a gândit doar la astea. Se gândea la probleme județului Gorj. Pentru că Ion Călinoiu nu e aici să mă transform în avocat domnului Călinoiu și nu doresc să depășim subiectul și să schimbăm. Da, pentru că nu doresc să devin avocat domnului Călinoiu. Nu mă plătește nimeni să fac chestia asta, dar deontologia profesională, dar fiind faptul
că Ion Călinoiu, ca o paranteză, ca o paranteză, lui nu este aici, trebuie să mi asum eu rolul de a vă contracara. De acord cu dumneavoastră. A venit la mine în campania electorală, mi-a făcut anticampanie că drumul ăla nu e asfaltat. Păi mi-a dat bani domnul Călinoiu, pentru că domnul și acum înțelege supărarea mea. De la Unitatea Minieră nu, de la Consiliul Județean nu. Păi domnule, să vin cu bani de acasă, domnule. Păi pentru ce am venit la primărie? Oamenii așteaptă ceva de la mine. Consilier județean, alea 6 luni de zile, am pus presiune pe Ion Călinoiu și asta nu poate registra. Nu vreau, să veniți să spuneți că fie că dumneavoastră și alții ați avut anumite interese care tindeau spre alea personale, v-a ajutat domn Călinoiu și acum domn Călinoiu e bun. Nu vreau. Deci domnul Călinoiu, păi cam așa sugerareți. Domnule, am avut o problemă. Nu erau vorba de fonduri europene. Era o problemă personală? Nu. Păi asta zice că era consilier județean și era. Cine era consilier județean? Eu. Când erați consilier județean? Am pus presiune. E posibil că atunci, la începuturi, să-i văzut și domnul Călinoiu lucrurile în adevăratul sens al cuvântului. Dar s-a schimbat total puterea și tu mi-ați spus că puterea te schimbă total. Asta s-a întâmplat. Sper să nu dați de înțeles, măcar nu în emisiunea asta. Vă spun altceva. Am cerut surse de finanțare, am stat pe capul celor de la Consiliul Județean până când, iată, drumul ăsta de la Glogova și până la Văgiulești a început să se miște ceva pe acel drum. Cu toate că eu sunt foarte nemulțumit că au stagnat lucrările și nu arată bine cum arată investiția pe acest drum județean. Deci asta, uitați-vă că e un reproș care îl aduc pentru că nu știm în ce fază, dacă mai sunt bani, dacă nu mai sunt bani, pentru că se degradează pe zi ce trece. Deci e o chestie care vreau să ating acest subiect și nu e neapărat că discutăm de domnul Ion Călinoiu. Domnul Ion Călinoiu o să iese la pensie să mănânce pensia liniștit 100 de ani, nu am nicio treabă. Să-i dea Dumnezeu sănătate, să facă ce zi să răzbunea voastră, adică stea la pensie liniștit. Vine o vreme când trebuie să te retragi. Domnul Popeangă spune că domnul Cosmin Popescu a fost infiltrat în PDL. Nu, categoric. Sunt scenarii. Sigur că da. Nu se pune problema. A fost doar o părere și atât. Probabil că nu se justifică, nu aș putea să discut acest lucru. Cosmin Popescu e un om valoros, un om care știe ce vrea, un om în care cred. Dar v-am spus să aibă și bani și să îndrume acolo unde sunt. Dar deci, discuție cu domnul Cosmin Popescu. Adică Cosmin Popescu. Cred că m-ați înțeles. Să-l lăsăm pe Cosmin Popescu să conducă singur. Asta vreau. Apelul meu ăsta e. Și dacă domnul Motru 6 dacă nea Ion Călinoiu mă aude, l-aș ruga să-l lase pe Cosmin Popescu să-și facă datoria, că știe Cosmin Popescu meserie și cu siguranță va ști cum să conducă județul Gorj, pentru că are potențial. S-a terminat așa repede? Da, recunosc. S-a terminat foarte repede această emisiune, de aceea este obligatoriu să promiteți că veți accepta și cu altă ocazie invitația noastră de aici, de la TV Sud și de la Sud FM. Ce să zic, spor la treabă amândurora. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Noi ne reauzim mâine. Toate cele bune! De luni!